Haideți să vedem cum se resetează intervalul de service sau perioada de service. Revizia tehnică la un Nissan Qashqai 2018. Punem contactul. Folosim cele două butoane din stânga și din dreapta până ajunge la settings, apoi dăm OK. Iar aici ne ducem jos la maintenance. Îi dăm OK, selectăm OK. Apoi ne ducem la service, îi dăm OK. Apăsăm OK odată și ne întreabă yes sau nu, îi dăm yes, selectăm cu săgeată yes și dăm din nou OK. Și vedem că intervalul de service s-a resetat la 30.000 de kilometri, mașina este adusă de afară din Belgia, dar noi putem să schimbăm intervalul de service la 10.000 de kilometri dacă suntem din România. Bun, și putem să ieșim, putem să-i luăm contactul.